Bine v-am găsit, bine v-am regăsit la Confesiuni. Așa cum bine știți, îmi plac poveștile de succes și mai mult de atât, îmi place să descopăr ce se află în spatele acestor povești, care sunt provocările din culisele poveștilor de succes și mai cu seamă cum sunt oamenii aceia de succes. Astăzi am ales ca invitată o reprezentantă a unui cuplu de succes care împreună s-au gândit că visul pe care și l-au propus trebuie să-l urmeze și să continue, să-i dea viață prin reîntoarcerea acasă. De ce spun că este un vis al Ioanei Luca și al lui Daniel Luca? Pentru că s-au întors de undeva de departe și asta vom descoperi astăzi, pentru că au adus o picătură de culoare în paleta gastronomică a orașului, pentru că este un business lăudat, aplaudat, apreciat și care cu siguranță se dovedește a fi o poveste de succes. Bine ai venit, dragă Ioana Luca! Bine te-am găsit, draga mea, și mulțumesc pentru cuvintele frumoase! Cu toată dragostea! Trebuie să spun, pentru că n-am precizat încă și am zis să rămână o surpriză, despre ce business este vorba, despre ce poveste, de dragul, ca să nu sune așa prea economic. Da, este vorba despre povestea noastră pe care am adus-o și am reușit să o punem, să o deschidem. Șlefuiți, să o conturăm. Dați pe toate părțile. Exact, da. Să o facem să prindă viață în Copou, un pic mai sus. Aici suntem vecini, practic. Da. Restaurantul spaniol Andalu Gastrobar, care este parte din sufletul nostru, este copilul nostru. Felicitări, da, copilul, aș putea să spună copilul vostru. Mulțumesc. Da. Ioana, cu ce gând te-ai trezit azi de dimineață? Pentru că tu mi-ai destăinuit ceva și trebuie să știe cei care ne ascultă că în ciuda faptului că arăți așa zâmbitoare, solară, sclipitoare, tu ai muncit foarte mult aseară, azi noapte. Am muncit foarte mult, m-am trezit obosită, dar eu 9 zi și tot timpul o luăm de la capăt. Am înțeles că ai avut super activitate și că a fost o festivitate specială în viața unor tineri și că neprevăzută, dar a fost o experiență. Da, chiar vorbeam aseară cu Daniel când am terminat, am zis: "Măi, am făcut-o și pe asta așa." Da. Ne-a luat prin surprindere, nu credeam că o să ne se întâmple, dar a fost frumos, am scos-o la capăt. Și cei care au venit la această festivitate au venit în mod special pentru că își doreau să aleagă bucate cu specific da, spaniol. Unii dintre invitații erau clienți ai noștri și știau ce și au venit pentru asta, le recomandaseră și celorlalți prieteni și bănuiesc că au ceva mai non-conformist, mai diferit. De ce v-ați întors, pentru că nu pot să nu adresez să fie asta prima întrebare cumva, de ce v-ați întors acasă? Da, bună întrebare. O primim constant și la început o primeam și mai des, acum din ce în ce mai puțin. Așa am simțit. Sincer, nu am un răspuns fix, nu am un răspuns cheie sau așa am simțit noi că trebuie să facem. Oricum a durat 2 ani de zile până am luat decizia asta. Noi ne-am gândit undeva prin 2016 și de abia în 2018 la sfârșit l-am întors. După ce ne-am tot gândit și răzgândit de multe ori. De fiecare dată când abandonam ideea, reveneam după ceva timp și am zis, trebuie să facem. Așa am simțit când am venit într-o vară aici, am petrecut 2 săptămâni. Când ne-am întors înapoi în Madrid, am zis, ce-ar fi dacă am face ceva acasă? Fix așa a pornit, deci nu de la... De obicei mi-i întreb invitații, pentru că dincolo de a descoperi ce se află, în, așa cum am spus în debutul întâlnirii, în culisele acestei povești, vreau să aflu cine sunt oamenii. Adică mai degrabă asta, pentru că în rest lumea știe, sunt convinsă că toată lumea cunoaște acest restaurant sau el așa se numește restaurant. Așa că hai să vedem cine ești tu, Ioana, cine este Daniel. Daniel l-am lăsat astăzi să se replieze pe activitatea pe care o aveți împreună și e foarte ocupat și înțeleg că n-a reușit să ajungă, dar cu altă ocazie, cu mare drag. Deci, Ioana, tu de unde vii? Unde te-ai născut? Eu m-am născut în Iași, am copilărit în Tomești, împreună cu Daniel, am copilărit în același cartier. Ne cunoaștem de mulți ani de mici.
Ne vedeam des deci acolo. O poveste frumoasă de dragoste, care s-a împletit foarte frumos cu o poveste de business de succes. Da, deși nu ne-am gândit niciodată. La povestea de dragoste, nici la cea de business. Vă jucați împreună? Adică era ideea asta că vă jucați împreună? Nu neapărat ne jucam. Cred că am început să ne descoperim undeva după clasa 8-a. Adică cum v-ați descoperit? Și întâmplător, prin cartier, prin prieteni, cunoștințe. Înseamnă că ați împărtășit foarte multe lucruri și bune, cred că și mai puțin bune. Da. Adică ați trecut... Vezi, asta îmi place mie în ceea ce vă privește, pentru că, de fapt, este vorba despre echipă, despre spiritul de echipă care a depășit. Sigur că toate relațiile, într-un fel sau altul, da, și pleacă cu o poveste de dragoste și după aia dragostea de multe ori nu mai este, dispare și așa mai departe. Doar că probabil că voi încă vă iubiți și în același timp ați devenit și foarte buni prieteni și foarte buni coechipieri. Și ne înțelegem, ne cunoaștem. Vă completați și asta se vede prin vibe-ul pe care îl emanați, pe care îl prezentați și pe care l-am văzut atunci când am fost în vizită la voi. Și ar trebui să fac o remarcă, nu pentru că vreau să o laud neapărat pe Ioana astăzi, pentru că e invitata mea și trebuie să fac gestul acesta. Respect. Da, nu neapărat de asta, dar pot să spun că eu am mâncat la voi paella, așa se spune în spaniolă și e corect cum am pronunțat. Și am găsit că este cea mai bună, chiar dacă recunosc că n-am explorat și nu sunt mare fan această rețetă, doar că mai mâncasem în două locuri. Și am zis, wow, nu pot să cred, am senzația că sunt în Spania, că sunt pe malul apei, că sunt acolo, că e poveste. Da, mi-a plăcut foarte mult și pentru asta vă felicit. Deci ați fost împreună, prieteni și așa mai departe, ați avut un urcuș, mă rog, un urcuș, un drum, să zic așa, împreună. Și la un moment dat, sigur că voi ar trebui să urmați cursuri sau să urmați studii. Ceva s-a întâmplat, nu? Adică cum a fost la voi? Tu ce ai făcut? Ce a făcut Daniel? Decizia a fost oarecum simplă, pentru că el la un moment dat, acum 13 ani, a decis că vrea să plece în Spania și sora lui fiind deja acolo. Și a plecat acolo, fără un plan prea bine stabilit. A zis că mai vreau să fac altceva, că aici nu își găsea locul. Erați căsătoriți? Nu. Eram de-abia la început împreună. Am rămas, eu eram la facultate. Și după un an de zile am plecat și eu. Ulterior am făcut altă facultate acolo. Și el a început să lucreze în domeniul ăsta, Horeca. Și i-a plăcut foarte, foarte mult. Deci el face natural, așa, cu pasiune, efectiv. E făcut pentru așa ceva. Ioana, dar eu vreau să te întreb, în momentul în care Daniela a hotărât să plece, eu, de exemplu, dacă aș fi fost în situația asta, să am un iubit, un prieten și să-mi spună, uite, eu am să plec să lucrez, oricum nu știu dacă știa foarte bine ce va face acolo, deci iată, era oricum o necunoscută, și să plece și m-aș fi gândit într-un fel sau altul, oare vom mai fi împreună, o să întâlnească pe altcineva, eu rămân aici singură, ți-a trecut prin cap că e posibil să nu fiți împreună? Da, și decizia asta de a pleca, nu știu, sunt chestii pe care le faci, poate le faci la 20 de ani și nu le mai faci la 30, că te gândești prea mult. Atunci sunt spontane, nu te gândești, nu îți pui o mie de întrebări, pur și simplu vrei să faci un lucru și îl faci. Da, așa este. Bănuiesc că asta a fost. Da. Și cred că dacă n-aș fi făcut pasul ăla, n-aș fi ajuns acum aici. Și asta, cu toate că au fost și momente dificile, foarte dificile, dar toate astea m-au făcut să ajung aici. Și mai puternică, probabil, și sunt convinsă că au fost. Și m-au învățat atât de mult, deci în acești 12 ani acolo. Ce am învățat? Chiar ce este diferit? Bun, sunt multe lucruri diferite și am putea enumera foarte multe. Dar ce te-a impresionat cel mai mult diferit de ceea ce ai văzut și aveai ca experiență în România? În primul rând am învățat să mănânc, ceea ce are legătură cu ceea ce fac eu acum. Efectiv să mănânc. Eu ajungând acolo la 20 de ani, cultura mea gastronomică era zero, într-un copil încă de 20 de ani. Și am început prin a explora încet încet și am descoperit pentru că la mine lumea gastronomică se rezuma la puține lucruri. M-a uimit efectiv și încet încet
am început să învăț o grămadă de lucruri și nu mai săturam din explorat practic. Uh-huh. Și plus, stilul de viață diferit al oamenilor, care era total diferit la față de ceea ce uh-huh. știam uh-huh. eu și ceea ce trăisem eu până atunci. Uh-huh. O grămadă de oameni frumoși pe care am întâlnit și la care am învățat foarte multe. Da, da, aș vrea punctual, foarte frumos ai povestit și m-ai impresionat teribil, deci mai cucerit. Dar aș vrea să te întreb ce anume punctual, adică dă-mi un exemplu, două, ce te-a, ai spus, uite, în România nu se poate, nu se întâmplă așa, eu aș putea să fac așa și în România. Și să zicem că a și funcționat de altfel, ai făcut ceva diferit și a funcționat, chiar dacă oamenii poate nu erau obișnuiți sau... Uite, să tratezi oamenii, să tratezi oamenii bine și cu un zâmbet mereu, oricât ar fi de încrâncenați. Da. Spaniolii sunt tot timpul așa și au și problemele lor și au și doamne că doresc oameni și ei. Dar când vorbesc cu tine, tot timpul îți vine dispus și tot timpul au un zâmbet pentru tine. Și contează atât de mult zâmbetul ăla. Da, ai dreptate. Dacă tu vezi o față tristă sau încrâncenată sau uneori care îți vorbește urât sau nu știu, morocănoasă, nu neapărat trebuie să... Sau ce vrei, că mai sunt care... Să ai un pic de compasiune și înțelegere față de cel din față ta, pentru că nu știi prin ce trece. Și un zâmbet îi schimbă atitudinea și noi o vedem asta constant la restaurant. Da, mare lucru și îmi place ce spui și asta am remarcat și eu atunci când am venit la voi în vizită. Și apoi încă ceva am remarcat în casa voastră. Atmosfera aceea de ușoară familie, de chiar dacă nu cunoști pe oamenii de acolo, în momentul în care intri, ai senzația că aparții locului, că toată lumea se simte bine și ai putea să te duci către cineva să, nu știu, să stai de vorbă fără să ai rețineri. E chill, ca să zic așa, e calm, e relaxant. Relaxare, lejeritate. Da, și chiar simți că ești binevenit. Adică nu e ideea că intri pe ușă și toată lumea se uită. Corsetat, da, nu da, am nimic se uită toată lumea la tine și a venit și asta ce vrea, mai vrea nu știu ce. Păi nu, practic asta e spiritul lor, relaxare, lejeritate. Dar cum vă descurcați? Să te simți comod cu toată lumea. Cu rețetele, adică rețetele bune, le știți, le cunoașteți, le-ați testat de nenumărate ori, probabil că le-ați reinventat. Le-am implementat, unele le-am modificat, le-am adaptat, le-am readaptat. Și cine gătește? Avem o echipă care gătește, nu putem să facem noi și asta. Cum crezi că ești percepută tu și Daniel de către echipa voastră? Cum sunteți voi ca manager? Nu ne aude nimeni. Îmi doresc și sper să aibă percepția asta. Suntem acolo pentru ei și ei sunt pentru noi. Și noi lucrăm cu oameni pentru oameni. N-am putea fără ei să facem ceea ce facem noi. Acesta nu e un gen de afacere de o singură persoană pe care poți să-l faci singur. Trebuie să ai niște oameni ca să oferi ceva celorlalți oameni care sunt în spatele, care sunt în spatele bucătăriei, în afara bucătăriei, practic. Cum reacționezi? Așa că noi îi prețuim pe toți în parte. Și îi tratăm cum mi-ar fi plăcut și mie să fiu tratată sau cum am fost tratată, pentru că am fost tratată așa la rândul meu când am lucrat. Au fost și momente când nu, dar în marea lor majoritate da. Și de acolo m-am inspirat. Și asta vreau să și fac. Ai o rețetă preferată sau o mâncare preferată, poftim, aș putea să-i zic așa? De la bucătărie, din meniul vostru? Da, am creveți în sos de ulei de măsline cu coniac și usturoi și tarta de brânză. Da, tarta, într-adevăr, tot ce e cu brânză trebuie să fie grozav. Asta n-am încercat la voi, trebuie să vă vizitez. Nu, asta n-am încercat. Recunosc că atunci când am mers la voi era foarte, foarte târziu. Și după cum, mă rog, mai știi tu așa, noi suntem cu dietele, cu nu știu ce și am zis că e prea târziu și desert, dar am fost impresionată. Dacă ar fi să, nu știu, să faci așa un exercițiu de imaginație, ai schimbat ceva în tot ce ai făcut până acum? Nu. Și nu neapărat în alegerea de a merge pe acest drum cu restaurantul, ci de a face altceva. De a face puțin altfel lucrurile chiar, sau ce ai schimbat chiar în ceea ce privește startul acestui business cu restaurantul. Dacă e să iei așa la lucruri mărunte, tot timpul zici, da, aș fi putut să fac asta așa și poate ar fi fost mai bine sau nu, dar nu le-am făcut, le-am făcut așa cum le-am făcut. Și cum le-am făcut, cu bune, cu rele, m-au adus aici. Poate m-ar fi dus în alt loc, mai bun, cine știe, dar nu am de unde știe, așa că nu...
nu, înainte rumegam mai mult la chestiile astea. Deci n-am făcut lucrul ăsta așa, trebuia să fac așa, mi-ar fi și mai bine. De la un bucat de vreme nu mă mai torturez cu lucrurile astea, ca să zic așa. Așa le-am făcut, așa am crezut că e corect la momentul potrivit sau cu informația pe care o aveam, cu ce aveam, așa am crezut că o să fie bine. Așa că nu, chiar nu regret. Când ești foarte obosită, când sunteți foarte obosiți, pentru că n-ai încotro astăzi să vorbești și în numele soțului tău, când ești foarte, când sunteți foarte obosiți sau foarte stresați pentru că aveți de plătit atât de multe, să zicem așa, dări, că nu pot să zic și eu așa, cum procedați? Și să zicem că sunteți într-un impas, adică în situații de criză mai exact, cum reacționați? Eu sunt, recunosc că sunt cea care mă panichez așa câteodată și intru într-un cerc de asta, ce să facem, cum o să facem. Dar Daniel, eu am mare noroc că Daniel nu e așa. El tot timpul e pozitiv și e genul de persoană care are tot timpul un cuvânt de spus, care te scoate din situația asta. Găsim soluții, pentru el tot timpul se găsesc soluții. Ce declarație de dragoste, da, frumoasă. Deci nu am nevoie de altceva. Păi de asta e și echilibru, pentru că da, eu totuși te văd pe tine că ești calmă, liniștită, nu te văd așa spumoasă. Sau cel puțin astea sunt aparențele. Dintre voi doi, care este cel mai agitat, ca să zic așa? Noi suntem amândoi suntem agitați, da? Doar că e diferit. Așa, adică. Deci amândoi suntem așa în priză. În priză, da. Dar eu câteodată sunt pe partea aia mai de panicată, mai de ce facem, cum facem acum? El e pe partea de agitație din aia bună, care îl face să meargă 24 de ore, da. Care este modul în care v-ați odihni? Sau v-ar fi foarte bine și ați spune, da, asta este vacanța preferată, asta este vacanța, mă rog, mult de spus, de vis. Vacanța cea mai reușită pe care credeți că ați avut-o până acum sau pe care vă doriți? Noi ne place mult să călătorim și să explorăm gastronomia locurilor unde mergem. Și cred că asta e pentru noi o vacanță, să mergem undeva, ori cu mașină, ori cu avionul, să mergem să mâncăm, să ne relaxăm. Când mergeați în vacanță, făceați comparații? Pentru că sunt câți ani de când? Da, voluntar faci comparații, da. De 12, 13 ani aveți? De 13 asta, Daniel, și 12 eu. Da, felicitări. Și în anii ăștia, în momentul în care ați venit din călătorii, ați venit vreodată cu un plus de altceva și ați spus că, uite, am încercat tot timpul, ceva, tot timpul, nu știu unde, și ați reinventat multe, rețeta multe respectivă. Chestii le uiți. Dar sunt anumite mici detalii care îți rămân și alea se pun unele peste altele. Adică nu am notat niciodată. Dacă stai la masă undeva și în vacanță și găsești că acolo e un ingredient interesant sau o denumire. Nu știu, ni se lipesc de suflet anumite lucruri și peste alea construiești altceva. Da. Sau te inspiră să faci altceva. Sau pur și simplu te bucuri de ele și atât. Da. Sunt în cadrul restaurantului vostru, se pot face și petreceri? Da. Sau doar pot... Am făcut câteva evenimente. Am mai făcut mai multe la început. După aia, noi, după început fix a venit pandemia și nu am făcut nimic. Dar am făcut evenimente mai mici, nu chiar din acele mari cu peste 100 de persoane. Dar am făcut și sunt frumoase, chiar. Ce părere ai despre concurență? Pentru că vrem, nu vrem, există restaurante, există baruri, există în zona aceasta, sigur că e o paletă. Concurența e bună. Deci concurența pentru mine nu e ca un junghi care stă în spate. Concurența e bună și e bine să fie diversitate. Pentru că ne împinge pe toți, pe toți care suntem în aceeași oală, în aceeași polonic, să facem lucruri frumoase. Bravo. Pentru cei care ne calcă pragul. Felicitări, asta e de fapt și una dintre cheițele succesului. Da, nu trebuie să stai cu angoasa că vai, sunt 100 de restaurante sau și ăla. Nu contează, fiecare își face treaba lui. Cât ne facem mai bine, fiecare cât mai bine. Ce au zis părinții, familiile voastre în momentul în care a venit Daniel și Ioana? S-a așezat, mă rog, la discuții cu părinții sau poate că nici nu v-ați așezat. De multe ori cred că stai de vorbă la telefon și spui, mi-a venit ideea asta și asta vom face. Cum au primit informația? Noi tot am amânat decizia asta de a le spune familiei și chiar și multora dintre cunoscuți că ne întoarcem, pentru că nu voiam să fim influențați.
am zis, hai să păstrăm pentru noi, ca noi să fim siguri de ceea ce vrem să facem, pentru că e involuntar. Ei în seamă la un moment dat și părerile celorlalți și uneori te influențează, mai mult sau mai puțin. Așa că le-am spus cam pe sfârșit că vedeți noi ne întoarcem acasă. Unii au luat-o mai bine, alții mai puțin bine, dar în majoritatea nu au spus, sunteți nebuni. Ce vă întoarceți? Cum? Sunt 12 ani, dar vă lăsați viața acolo, dar ce să faceți aici? Voi ești... Mulți care spuneau, păi nu știți ce în România, da, o să vedeți, da, că nu o să puteți să faceți nimic. Într-adevăr, a fost greu, a fost greu să deschidem, dar... Da, dacă m-aș fi lăsat influențată toate părerile astea, probabil n-am mai făcut nimic. Din start, dinainte de a începe. Cu siguranță, dar după aceea ați simțit că v-au susținut? Adică dacă unii din categoria celor care... Și despre cei apropiați vorbesc, că nu așa relații și amici, mă rog, sunt păreri și păreri și chiar e bine... venit, cum ai spus, că mai mult sau mai puțin vă interesau aceste opinii. Vorbesc de oamenii dragi, de cei mai apropiați, din cei care au fost ușor refractați. Din cei care au fost, cei care au fost, probabil prin prisma experiențelor și trăirilor lor, pentru că până la urmă așa dăm sfaturi prin prisma ce am trăit noi. Da, cei care au fost cei mai reticenți, la urmă chiar ne-au susținut și au fost alături de noi. Cu cât au putut, cum au putut. Aveți frați sau surori? Da. Tu? Eu am un frate și Daniel are un frate și o soră. Ah, și sunt în România? Sora lui nu e în România și e cea mai bună prietenă mea. Ce mi-e dor de ea. E în Spania? Da. V-ați gândit să vă relocați? Adică în momentul în care, de exemplu, și formez un scenariu, desenez un scenariu, puteți ajunge la un moment dat într-un stadiu în care chiar lucrurile să meargă grozav, să pregătiți pe cineva și voi să vă puteți deplasa poate chiar permanent sau provizoriu. V-ați gândit să formați pe cineva și voi să plecați totuși în Spania, să petreceți mai mult timp acolo sau și acolo și să veniți din când în când aici? Încă n-am ajuns să pun problema așa, pentru că noi când ne-am gândit să facem lucrul ăsta, nu ne-am gândit la... Ne-am gândit că o să fim mereu, sau aproape mereu, că nu poți fi chiar mereu acolo, pentru că pentru asta l-am făcut, Deci e ca și cum ți-ai abandonat casa sau nu știu, dacă am plecat și așa, nu știu, cu copilul. Sau, da. Că e copilul. Dar una e 10 săptămână, două. Nu știu sincer dacă o să ajungem acolo. Chiar nu știu. Da, probabil că ați fi învățat că toate lucrurile trebuie să se inventeze și reinventeze pe drum. Pe drum, da. Adică și efectiv nu știm cum va urma. Mai ales după anul ăsta am învățat că câte planuri ai face. Păi da, asta v-am să te întreb, printre altele. Știi ce se întâmplă? Nici nu-mi doresc să punctez foarte mult pe perioada aceea care a fost și aceasta, care a fost foarte grea. Dar sincer, nu acesta e subiectul. Face parte din tot și ce s-a petrecut. Și oricum se vorbește prea mult și deja e prea mult. Ar fi caz să încercăm să lăsăm un pic în spate. A trecut, a trecut, o experiență. Și chiar dacă va mai fi oricum acum vocile se mișcă într-un fel... Deci pare că totul se învârte în jurul acestui fenomen, nu ar trebui să fie așa. La urmă, viețile noastre continuă. Oricum, voi v-ați reinventat, în sensul că ați făcut și livrări de delivery și a funcționat? La început foarte puțin, după aia din ce în ce mai bine. Dacă ar fi, de exemplu, să-mi stabilesc sau să-mi doresc o petrecere la un moment dat, e necesar să fac programare, adică la voi se fac rezervări? Chiar și de pe zi pe alta, pentru că cei care ne ascultă ar trebui să știe. Pentru o petrecere sau o rezervare mai mare ar fi ideal un pic mai din timp, dar de obicei de pe zi pe alta e suficient. Ai spus că familia a fost aproape de voi și dacă am vorbit despre familie, de multe ori țin foarte mult la această discuție și această întrebare, pentru că ceea ce suntem noi astăzi suntem datorită într-un fel sau altul a rădăcinilor noastre, a copilăriei, a genei, a locului de unde venim, a experiențelor după aceea, evident, pas cu pas. Dar uitându-ne, sau mai degrabă uitându-te tu în copilăria ta, ce înseamnă copilăria? Sau care ar fi, hai să rămânem în termenii ăștia gastronomici, care ar fi parfumul, mirosul copilăriei tale? Eu am copilărit în vacanțele de vară mult la bunicii mei, într-un sat lângă Hârlău. Și cred că de acolo am
am imaginea asta sau parfumul ăsta al ouălor proaspete. Da. Știu că bunica mă trimitea tot timpul și eu luam ouăle din cuibarul găinilor și îmi făcea ouăle. De eu iubesc ouăle, aș mânca ouă. Probabil de acolo aș mânca ouă zilnic în orice. Serios? Da, și da, nu contează cum le prepari. Adică poți să le mănânci. A, uite, apropo, hai să te întreb o chestiune apropo de ouă, că mai ales dacă îți plac și e specialistă. Ouăle, până la urmă, cum sunt indicați să le mâncăm? Moi, tari, semi, nu știu. Sunt atât de multe păreri. N-am mai sunt și întrebarea de câte ori pe săptămână, da. Că tot se schimbă acum Organizația Mondială a Sănătății. Înainte spunea că nu sunt ok, acum da, poți mănânci două pe săptămână, două, unul pe zi, unul la două zile, nu mai știu. Eu mănânc de câte ori mi-e poftă. Pentru că voi folosiți clar ouăle în, da, în, da, în sunt rețete. Sunt un ingredient acolo de nelipsit. Da. Și atunci mă gândesc că și când aveți în bucătărie acolo o rețetă, vă gândiți că și la sănătatea celor care vin, da, să... Da, tot timpul trebuie să încerci să faci să fie și bun și cât de cât. De asta nici nu folosim anumite ingrediente care știu în start că nu sunt ok. Deci ouăle îți plăceau. Erai o copilă cu minte, ai fost așa o copiliță de aia la locul ei, eu așa te văd. Da, așa am fost, așa am fost. Pentru că am avut și surprize în timp, să știi. Am avut invitați care păreau așa, dintr-un film unde l-ai pus acolo, stă. Și se părea că în copilărie n-am fost așa și atunci am zis să te întreb. Nu, eu am fost. Dar Daniel cum a fost ca și copil? El a fost mai zvăpăiat. Zvăpăiat, era cățărat prin copaci și... Pleca de la bunicii lui singur, venea acasă. Făcea surprize din asta. Înseamnă că aș putea sau am putea să ne gândim că, de fapt, tu reprezinți pentru el prima iubire și el reprezintă pentru tine prima iubire. Adică ați mai avut, acum eu nu intru în detalii, că nu vrem să dăm tot din casă. Da, am mai avut, dar ne-am reîntors unul la celălalt. Ia uite, deci chiar este o poveste de dragoste frumoasă. Oamenii pe care îi aveți în jurul vostru, în momentul în care vă simt că sunteți ori foarte stresați, ori foarte obosiți, pentru că despre asta e vorba, cum îi simțiți că vin alături de voi? Sau dacă vin alături de voi? Și aici mă refer la cei apropiați și la echipă. Au fost momente când v-au simțit, adică oamenii au simțit că cu voi ceva se întâmplă și nu e ok? Da. Sunt momente din astea. Compasiune, cred eu, și simt lucrul ăsta și ne întreabă cum vă pot ajuta, putem ajuta cu ceva, odihniți-vă și voi, găsiți un moment pentru voi. Cum percepeți ideea de vacanță? Să mergeți să... Mi-ai spus, de fapt, o picătură din... Ne place să explorăm. Să explorați, da? Adică nu să stați pe malul mării. Nu, pot sta o zi, două, trei, după aia. După aia începem, hai ce facem. Da. Anul acesta ați bifat deja vacanța? Nu, dar urmează. Așa, felicitări atunci, vacanța plăcută. Încă ceva, și n-aș vrea să închei, pentru că știu că ești extrem de ocupată, sunteți foarte ocupați perioada aceasta și să știți că Ioana, din momentul în care a venit, a zis să știi că eu mai mult de 35-40 de minute nu pot să poposesc la tine, pentru că sunt foarte, foarte ocupată și am înțeles-o. Dar noroc a reușit să vină, adică eu îți mulțumesc. Deci n-aș vrea să închei această întâlnire, scurtă de altfel, pentru că aș vrea să te invit la un moment dat și să reușim să-l invităm și pe și Daniel. Pe Daniel. Da? Aș vrea să te întreb, poate sună așa ușor clișeic, n-am să dau un timing, adică n-am să spun cum te vezi tu, vă vedeți voi cu business-ul și nu știu ce peste 5 ani, 10, alege tu timpul, deci chiar nu am să-ți dau un time, dar în ceea ce privește... Eu știu, ideea de voi și business, adică voi împreună și acest business sau această poveste sau acest brand, cum o vezi pe termen scurt, mediu, lung? De asta tot stau și mă gândesc că parcă totuși ți-a spune un timp, dar nu ți-l spun. Da. Și nu ne aude nimeni. Sincer, la început îmi puneam des întrebarea asta, ce să facem peste 5 ani, ce să facem... Nu știu, peste o lună, două, la un moment dat, peste un an, ce... nu știu. Cum ne vedem, mă văd, îmi doresc liniște și să fac treaba asta în liniște, împreună cu Daniel.
Da, deci asta îmi place cum ai punctat. Și împreună cu Daniel. Da, musai, musai împreună musai. Cu el. Să o facem cu drag, așa cum o facem acum. Dar doar să fie un pic mai lin, să nu mai fie atâtea urcușuri, coborâșuri. Pentru că uneori lucrurile astea care vin așa și te dezechilibrează, nu te lasă să te bucuri de ceea ce faci. Uh-huh. Și vezi că trec o zi, două, lună, un an și n-au trecut toate astea. Și sunt atâtea momente în care probabil am trecut peste ele așa, pentru că nu, efectiv nu avem timp să stăm, să ne oprim, să ne bucurăm. De-abia aștept să ne mai vedem și să peste un timp și să aduci vești bune, pentru că acestea trebuie să ne bucure, iar cele rele, evident, sunt provocări și trecem peste acestea. Mulțumesc că ai răspuns invitației mele. Îți doresc și ție și soțului tău și întregii echipe mult succes. Mulțumim tare mult. Și vă felicit. Eu nu pot decât să spun exact cum am declarat la început. E de lăudat, de apreciat și de vizitat. Deci chiar vă invit să mergeți să descoperiți Andalu Gastrobar. Mulțumesc tare mult. Cu drag.